Ana Maria, tânăra în vârstă de 19 ani, studentă la Facultatea de Chimie Biologie din Timișoara, povestește că era în club împreună cu o prietenă de-a ei când Nicu, fiul manelistului Nicolae Guță, a apărut și a făcut avansuri. M-a pișcat de fund. Am spus și l-am întrebat că tu ai făcut asta. Și în momentul ăla el a sărit și el și prietenii lui, m-au tras de păr, am căzut pe jos și mi-a dat cu sticla în cap. În scurt timp au intervenit bodyguardii, însă Guță junior nu s-a potolit. Țin minte că atunci când ne scot afară și ne-a bodyguardii și zicea, te omor și îmi jura și mă scuipa, urla, ne jura, m-a amenințat, zic să mă omoară. Ulterior, individul în vârstă de 23 de ani, care este și el cântăreț de manele, a dispărut. Dacă au fost de mii copii de bagata, am avut idei și am ținut pasul cu tata. Deloc intimidată, Ana Maria a mers la poliție și a depus plângere. S-a dus la spitalul de urgență din Petroșani, unde i s-a făcut un control, i s-a dat o trimitere la tomograf și trimitere la medicul legist. Are o flătură mare la geafă, o doare capul, are amețel, este greață. Problema este că la astfel de lovituri oarbe, efectele pot apărea în timp. Părinții fetei au postat mai multe mesaje pe Facebook în care precizează clar că fiica lor nu își va retrage plângerea, indiferent câte amenințări și presiuni se vor face asupra ei. Furie, greață și neputință, asta simt, în fața unor golani cu aere de interlopi care au impresia că banii părinților conduc Valea Jiului și din cauza victimelor violențelor de acest gen care își tot retrag plângerile, încurajând interlopii să facă legea la nesfârșit. Ana însă nu își va retrage plângerea cu toate încercările lor de intimidare. Iar mama vitregă a fetei descrie prin ce stări trece soțul ei. Sorin e salvator montan, a salvat sute de vieți, dar sâmbătă nu și-a putut salva fiica de furia unui derbedeu. Are aproape 2 metri. L-am găsit plângând, închis în cameră. Mă simt legat de mâini și de picioare. E copilul meu și nu-i poți face nimic, trebuie să-l lași pe alții. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele lui Nicu Guță. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, loviri sau alte violențe, dar și amenințare. În luna februarie a mai avut loc un incident violent în zonă, mai exact în stațiunea montană Straja. Un recidivist a bătut o tânără salvamontistă. Individul a fost reținut, însă după câteva săptămâni, fata și-a retras plângerea.